În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor. Aceasta este rugăciunea cea mai scurtă pe care noi o adresăm permanent atunci când ne referim la Sfânta și de viață făcătoare cruce a Domnului Iisus Hristos, arma de biruință, cheia raiului, sabia lui Dumnezeu împotriva demonilor și lemnul de viață făcător care a ținut în cuiele sale dragostea dumnezeirii pentru noi, cei păcătoși ai neamului omenesc. Am avut o duminică de dinaintea sărbătorii Sfintei Cruci și o să vă întrebați de ce. Crucea are trei brațe în numele Tatălui, partea de sus, a Fiului, partea de jos și a Sfântului Duh, stânga și dreapta. Și atunci, când vorbim de Sfânta Cruce, vorbim de întreita puterea sărbătorii, pentru că întreită este și puterea ei. Odată că ne-a izgonit moartea și a pus-o sub stăpânirea lui Dumnezeu, n-a mai lăsat-o să fie ateie și căpoasă, odată că a golit iadul și i-a spart ușile și când a intrat lumina lui Hristos, draci au fugit și s-au spăimântat în fundul iadului și n-au mai avut putere niciodată asupra neamului omenesc, ne spune și în molift al Sfântului Vasile, cel ce l-ai pescuit pe diavolul cu undița întrupării tale și l-ai legat în adâncurile iadului să nu mai zădărnicească și să facă rău neamului omenesc. Și cea de-a treia putere a crucii, armă împotriva dracilor celor ce umblă pe pământ, indiferent de felul lor, văzut sau nevăzuți, ați văzut că avem tot în molifta Sfântului Vasile spus, văzut și fățarnic la vedere și viclean la nevedere. De obicei, noi mai mult ne temem în momentul când nu-l vedem și îi simțim lucrarea, cum spun unii oameni, părinte, am o încărcătură, am o apăsare, am o întristare, am ceva care mă frământă, am ceva care mă neliniștește, am ceva care parcă nu-mi dă pace. Ăla este cel viclean și nevăzut, pentru că el lucrează în chip viclean, tocmai ca să tulbure mintea omului și să-l arunce în necunoașterea și în întunericul necredinței, ca omul să-și piardă nădejdea în Dumnezeu. Iar astăzi vorbim de, trecând de sărbătoarea crucii, când Sfântul Macare, episcopul Ierusalimului, o înalță în toată lumea, și astăzi vorbim de duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, când, dacă ne uităm atenți, Evanghelia are ceva frumos și semnificativ anume, care zice direct din gura lui Hristos. Și să fim atenți doar la pasaj, câtă lejeritate și câtă bunătate și înțelegere și bună cuvință la Dumnezeu față de noi oamenii. Oricine voiește, și când vorbim de oricine voiește, aici avem libertatea de a fi bogați, deștepți, frumoși, săraci, necăjiți, umili, oameni simpli, oameni bolnavi, oameni infirmi, oameni mici, oameni mari, oameni mărunți, oameni cu viziune și cu greutate înaltă în societate, toți au voie să vină după mine. Deci rămâne ca în aceste categorii sociale, plecând de la pruncul de țâță pe care îl duce mama la clistelniță pentru botez prin preot, naș și părinți, mărturisind învățătura credinței ortodoxe, de aceea spunem crezul și spunem cu atâta tărie, mă lepă de satana și de toate lucrurile lui, și mergem până la cel mai înalt dregător pământesc, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, de-ar fi și generalul, de-ar fi și împăratul, de-ar fi și antipatul, de-ar fi oricine, să nu îndrăznească a veni la mine, spune Ioan Gură de Aur, să ceară trupul lui Hristos dacă este păcătos. Deci condiția pentru care poți să vii la Dumnezeu este lepădarea de sine. Oricine voiește să vină după mine, trebuie să se lepede de sine. Asupra acestei lepădări de sine, Filocalia ne lasă o vastă și întreagă oglindă de specie și de motive și de metode prin care noi putem să ne lepădăm de sine. Și eu am să trec la lepădarea de sine, cea practică.
ai două haine și cuiva este frig. Dacă i-ai dat-o pe cea mai rea sau mai simplă lui și tu ți-ai oprit-o pe cea mai bună, ai făcut un act de lepădare de sine. Ai două mâncări în frigider. Una o păstrezi pentru tine și cea care îți pare ție că nu-i chiar pe gustul tău, o dai celui sărac și îl hrănești pe el. Te-ai lepădat de sine. Ai două încălțăminte și nu-ți trebuie. Una care ți-i dragă ție, o ții pentru tine și cealaltă o dai la cel desculț. Și așa cu toate celelalte fapte bune, cu o vorbă bună, cu un cuvânt bun, cu un pachet cât de mic, cu o vorbă cât de mică. Apoi urmează lepădarea de sine din partea a doua a lucrurilor. Ceea ce înseamnă interiorul nostru. Răutatea care trebuie înlocuită întotdeauna cu bunătate. Dușmânia care trebuie înlocuită întotdeauna cu pacea. Răzbunarea care trebuie înlocuită totdeauna cu iertarea. Ținerea mintea răului care trebuie înlocuită totdeauna cu uitarea. Cum spunem noi în popor, te iert, dar te țin minte, te iert sau nu te uit, sau te iert, dar am eu grijă. Și aici, când vorbim de lepădarea de sine, trebuie să ne aducem aminte, v-am spus și altă dată, de acea glumă pe care noi o rostim în fiecare seară și dimineață atunci când ne rugăm, inconștient câteodată de voința noastră, sau cel puțin, să spunem, ca mitropolitul Antonie al Plămădealului, Marele Cărturar, Doamne, și când nu pot ierta, măcar ajută-mă să nu țin minte rău. Sau când încă n-am putut ierta definitiv, ajută-mă să nu-i doresc rău dușmanului meu. Că dacă tu nu-i dorești rău, înseamnă că începi să-l ierți. Dacă te bucuri de răutatea lui și de necazurile lui, încă în inima ta clocește lucru cel rău și satana te are sub gheara lui și urmează să-ți pierzi bucuria sau pacea prin faptul că ai zis, ai văzut, l-a bătut Dumnezeu, ai văzut, l-a pedepsit Dumnezeu, nu trebuie să-l pedepsească. Dumnezeu trebuie să avem grijă întotdeauna să mergem pe acea idee care spune că nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Cred că nu mai merge asta, așa îl simt eu, i s-o termina bateria. Mă refer la faptul că atunci când spunem rugăciunea Tatăl nostru, folosim acea expresie adeseori în care spunem așa: și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Acum este întrebarea, ne-am dorit vreodată să fim iertați de Dumnezeu așa cum iertăm noi greșiților noștri? Nu prea cred. Deci în adevărata lepădare de sine ne asumăm responsabilitatea celor care ne-au greșit în măsura în care putem să o suportăm, iar în momentul în care am suportat greșeala celuilalt și nu ne-am răzbunat, înaintea lui Dumnezeu am primit o cunună și n-am răsplătit cu rău, spune psalmistul David, trebuie să fim foarte atenți la această nuanță. Să luăm atent psalmul și să vedem ce spune Duhul Sfânt, mai tare decât cuvântul patristic. De-am făcut rău celor ce mi-au făcut rău sau de-am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut rău, vrăjmașul să calce sufletul meu în picioare și viața mea în țărână să o așeze. Ce înseamnă viața mea în țărână să o așeze? Să-ți dea necazuri și belele până te plictisești. Să fii umil, de tot umilit. Iar Isaac Siru, marele împărat al cuvintelor duhovnicești, folosește această expresie adâncă și spune: pentru omul mândru, dacă el nu poate ierta, dacă el nu poate trece cu vederea greșalile celor mici asemenea lui, asemenilor, Dumnezeu rânduiește peste el oameni mai mândri decât el ca să-l smerească. Și de aceea câteodată în viață întâlnim poate un șef la servici care șterge cu noi pe jos, poate soțul care șterge cu noi pe jos, poate soția care șterge cu noi pe jos, poate un copil care șterge cu părinții pe jos, poate un vecin, un oarecare cu care n-ai nicio treabă și odată te face de 2 lei. De ce rânduiește Dumnezeu aceste încercări? Ca să vezi cum este când și tu nu poți trece cu vederea celui ce ți-a greșit. Cea mai ușoară formă de a trece cu vederea
este de a păstra liniștea și distanța. Bună ziua, Doamne ajută! Deci nu trebuie să-ți depășești atribuția, să critici, să-ți dorești rău sau altceva. M-am oprit aici asupra acestei probleme ale pădării de sine, pentru că lepădarea de sine după învățătura patristică are foarte multă adâncime. Trebuie să moară omul cel vechi, spune Filocalia, și să se nască omul cel nou. Omul cel nou se naște în clipa botezului. Dă-mi mie haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Iarăși folosim termenul de omul cel vechi când spunem la călugărie câteodată, se tunde robul lui Dumnezeu, Ioachim, Amfilohie, Iufrim, Dionise, cum l-o fi chemând pe cel nou, și moare omul cel vechi care a venit și s-a răstihnit înaintea Sfântului Altar, și din clipa respectivă noi îi spunem celui nou călugărit după numele nou, arătând că el a primit un botez duhovnicesc, o făgăduință a Duhului Sfânt, prin care el este deja om al împărăției și nu mai este om al trupului, cum spune Apostolul Pavel. Și atunci, în această lepădare de sine, intră necondiționat ideea asemănării cu Dumnezeu. Asta e ținta noastră a creștinilor. Când Dumnezeu ne-a creat prin începutul protopărinților Adam și Eva, a spus clar, să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră. După chip ne-a făcut și avem mărturia lui Hristos care vine în chip de om din Fecioara Maria. Ne confirmă că chipul nostru uman este și prototipul lui Dumnezeu creat în rai. Deci dacă cineva întreabă, de unde știi tu că Dumnezeu l-a creat pe om? Păi și Dumnezeu și-a luat chipul de om să ne arate că El a îndrăgit acest chip când l-a creat cu mâinile sale. Avem psalmul 117. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Adică, cine sunt mâinile Tatălui? Duhul Sfânt și Fiul. Pentru că El a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Cuvântul cel veșnic. Iar asemănarea noastră rămâne apropierea totală de Dumnezeu prin virtuțile pe care Dumnezeu le are. Că bun și iubitor de oameni ești. Și noi trebuie să fim buni. Că milostiv și iubitor de oameni ești. Milostiv. Că tu ești împăratul păcii. Deci trebuie să fim oameni ai păcii. Că tu ești părintele luminilor. Trebuie să fim oameni ai luminii. Că de la tine e tot darul desăvârșit. Și noi trebuie să avem toată dăruirea în orice lucru facem pentru ca să se vadă dragostea lui Dumnezeu față de oameni. Simplu. Trebuie cel ce vine după mine să-și ia crucea sa proprie. De ce avem toți o cruce proprie? Vedeți, noi folosim în termenul pământesc, și aici este o foarte mare confuzie adeseori, o găsim scrisă, întâi o să plecăm de la forma populară. Ce ți-i scris în frunte, ți-i pus? E o vorbă din bătrâni, care atunci când se întâmplă ceva la cineva, așa spun bătrânii, ce ți-i scris în frunte, ți-i pus, așa a fost să fie. Câteodată da și câteodată nu. Când este da? În preștiința lui Dumnezeu, Dumnezeu știe de toate necazurile sau încercările pe care le vom avea de-a lungul vieții, dar nu intervine în ele decât atunci când omul face un efort desăvârșit de a scăpa de acel necaz. De exemplu, dacă ai un om cu patima desfrâului și el se străduiește să se abțină, Dumnezeu îl poate curăți și îl poate izbăvi. Dacă ai un om cu patima băuturii, Dumnezeu îl poate izbăvi și curăți. Dacă ai un om cu patima mâniei, care ucide sau e criminal, poți să îl izbăvești sau poți să îl curățești. Dar în momentul în care omul nu depune niciun efort, adică nu-și ia crucea sa ca să urmeze lui Dumnezeu, atunci evident că nici Dumnezeu nu intervine. Deci dacă tu ai murit de băutură, nu așa a fost scris. Așa ți-ai scris în cartea vieții, că tu mergi de la chip la asemănare. În loc să mergi spre asemănarea cu Dumnezeu, deci chipul desăvârșit, și avem mărturia în Sfânta Scriptură, predica de azi e cam grea pentru că e o predică legată de problema teologică a crucii. Am să încerc eu să găsesc și o povestioară frumoasă pentru dumneavoastră să o țineți minte, dar trebuie să intrăm și pe ideea aceasta a teologiei lepădării de sine. Deci în momentul în care tu păstrezi cuvântul care îl spune Scriptura, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru din cer desăvârșit este. Fiți sfinți precum Tatăl vostru din cer sfânt este. Eu vreau ca tot să fie una.
Eu vreau ca toți cât mi-a dat Tatăl să nu pierd pe niciunul. Eu vreau ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Deci vedeți care e premisa lui Dumnezeu? Ce îi spune Mântuitorul lui Petru în clipa în care Petru, puțin negustor, evreu de neam, om sărac, cu familie, cu responsabilități din Betsaida Galilei, se duce după învățătorul, că învățătorul le spune, de acum voi lăsați pescuitul, veniți după mine și eu vă fac pe voi pescari de oameni. Și Petru se gândește așa, păi bine, bine, mă fac eu pescar de oameni. Dar eu când vindeam 2, 3, 5 kg de pește, aveam din ce îmi lua o bucată de pâine, da? Trăiam săptămâna următoare sau încărpeam mrejele sau mai ungeam cu smoală corabia. Dar acum dacă m-am făcut pescar de oameni, eu ce am să mănânc aici? Cine mă plătește? Și atunci îl întreabă pe Mântuitorul, bine, bine, noi am urmat ție, că așa spune Evanghelia, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Și întreabă, cu noi ce va fi? Și atunci Mântuitorul arată că această lepădare de sine are întrânsa esența divină, dar are și esența omenească. Ce spune Mântuitorul? Mergând din cetate în cetate, din casă în casă, oriunde veți intra, vestiți cuvântul lui Dumnezeu. De vă primesc pe voi, oameni, binecuvântare casei acesteia. De nu vă primesc pe voi, oamenii, scuturați-vă praful de pe tălpi ca mărturie că lor le va fi mai greu la sfârșit ca în Sodoma și Gomora pentru faptul că nu v-au primit. Și o să întrebați, dar de ce mai rău ca în Sodoma și Gomora? Că acolo se făceau toate fără de legile. Tot Mântuitorul Iisus Hristos ne punctează chestiunea și o spune cu mare adâncime. Capernaume, Capernaume, câte minuni s-au făcut în tine, până la cer te-ai ridicat, dar până la iad te vei coborâ. De ce? Pentru că oamenii au dat la o parte minunile, nu i-au interesat. Pentru ei a fost doar interesul, cum le-a spus-o și Mântuitorul. Voi nu mă urmați pentru că credeți. Voi mă urmați pentru că v-am dat pâine în pustie și ați mâncat. Adică mă urmați pentru că credeți că credința vine cu ceva care să vă scutească pe voi de altceva. Nu. Apostolul Pavel ne spune negru pe alb. Cine nu lucrează, nu poate să mănânce. Deci, credința nu îndeamnă la lene sau la nepăsare sau la irresponsabilitate. Că auzi câteodată și această expresie. Zice, păi da, dar e datoria bisericii. Datoria bisericii este una foarte clară. Eu vă trimit pe voi să mergeți să învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, învățându-le câte v-am spus eu vouă, deci nimic altceva, ceea ce cuprinde cartea Evangheliei, și să dezlegați păcatele oamenilor. Ce va fi legat pe pământ să fie legat și în cer, ce va fi dezlegat pe pământ va să fie dezlegat și în cer. Și sub nicio formă nu sublinează Mântuitorul Iisus Hristos, voi ca apostol mergeți și vă ocupați de cei sărați să nu moară de foame. Nu asta e chemarea bisericii. Vine apostolul Pavel și spune, pentru că biserica din Corint e săracă, pentru că biserica din Filipe e săracă, că biserica din Galatia e săracă, sau ce mai localitățile pe unde se întemeia biserici. Spunea, care vă prisosește, puteți face niște ajutoare să le trimitem acolo. Deci, vedeți, partea filantropică. Dar sub ce formă? Mai întâi împliniți cuvântul lui Dumnezeu. Cine împlinește cuvântul lui Dumnezeu, celelalte se vor adăuga vouă. Și aici Mântuitorul îi spune lui Petru, mă întorc de unde am rămas. Nu te bucura nici că scoți draci, nici că vindeci bolnavi, nici că faceți minuni. Voi să vă bucurați că numele voastre s-a scris în Cartea Cerului. Deci cu fiecare botez de prunc pe care noi l-am făcut la nepoțel, la fiu, la fică, la strănepot sau cine este el, noi scriem un nume în Cartea Vieții. Atâta facem, mai mult nimic. Asta este mântuirea subiectivă. Asta trebuie făcut, trebuie să fii altoit în Hristos, trebuie să fii viță în butucul Hristos și să fii în lucrarea Tatălui. Tatăl este lucrătorul.
Din clipa aceea, în momentul când tu devii apt și cunoscător, casa lui Corneliu, casa lui Ștefana, casa lui Anania, toți care au cunoscut pe Dumnezeu, ce îi spune îngerul lui Corneliu în momentul când se nevoiește și face lucrare pentru Dumnezeu? Apare un înger în casa lui și spune așa, bucură-te și stai liniștit că Dumnezeu a primit postul și rugăciunea ta. Deci iată câtă curățenie și simplitate la acest Corneliu și casa lui, încât Dumnezeu a fost mișcat și a trimis un înger să-i vestească, da, ceea ce faci este bine. Și noi am putea, ca îngerul nostru păzitor, să vină să ne felicite. Bravo că ți-ai făcut pravila, bravo că ți-ai făcut canonul, bravo că te-ai împărtășit, bravo că te-ai spovedit, dar nu o face dintr-un singur motiv. Până la răstihnirea lui Hristos, lumea n-avea accesul la Duhul Sfânt, îl aveau doar profeții și oamenii drepți, ori astăzi avem accesul la Duhul Sfânt toți. Oricine voiește să aibă Duhul Sfânt, să-l cheme pe Duhul Sfânt. Cum întreba apostolii? Primiți-ați Duhul Sfânt? Nu știm ce e ăla. Vreți să aveți în voi Duhul Sfânt? Vreți să primiți pe Duhul Sfânt? Da. Și el se cobora ca limbile de foc pe ei, îl vedea în chip văzut cum se coboară. De ce? Ca să poată oamenii să se convingă că există Duhul Sfânt. Astăzi știm că există Duhul Sfânt. Prin faptul că nu se strică aghiazma, prin faptul că folosești ulei de la maslu, prin faptul că folosești anafora, prin faptul că sfințești ceva și rămâne nealterat. Deci arată lucrarea informației Duhului Sfânt care se implementează în materie. Deci lui Petru îi se spune doar atât, nu te bucura că faci minuni, adică nu te bucura că faci semne și lucruri care se văd, vedeți, noi dacă vedem o lacrimă la o icoană, gata, ne-am împanicat, dacă vedem un de lemn care curge, un mir la o icoană, gata, ne-am împanicat, dacă s-a vindecat cineva, gata, ne-am împanicat. Pe vremea Mântuitorului lucrurile acestea erau atât de firești și de simple, că spune că Mântuitorul Iisus Hristos și apostolii străbăteau toate satele și orașele și lumea de mulțimii care era, nici nu putea să pună mâna pe toți. Dar aruncau veșminte, ștergare, unii stăteau în umbra apostolilor și nu acât treceau să vindecau. Atâta putere aveau rugăciunile și puterea și lucrarea Duhului Sfânt. Dar lumea era sinceră și curată, avea acel să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Adică omul era convins. Deși și în vremea aceea erau oameni stricați, pentru că Ioan Botezătorul, care era puțin înainte văzător, era mai mare decât prorocii obișnuiți, în momentul când se duce la Vita Vara, îi vede pe cei din neamul iudeu care veneau la Iordan și se spălau de păcate, dar intrau în apă în mod viclean și nu-și spuneau păcatele, să nu-și strice reputația, cum fac și unii oameni astăzi. Vin la spovedit, dar nu spun păcatul, să împărtășesc, nu fie văzut de rudă, de coleg, de prieten, cum să mă vadă că nu m-am împărtășit. Și atunci o face în mod fals, nu o face în mod corect, în mod cinstit. Și asta îl deranjează pe Dumnezeu, se cheamă viclenie sau iroselie sau furt de cele sfinte în mod ilegal. Adică tu nu ești cinstit cu tine, dar vrei să pari cinstit în fața celorlalți. Și avem acest lucru, arătat la Ioan Botezătorul. Să întoarce așa deodată către acei iudei care intrau în apă, farisei, cărturari, și le spune așa, bă, pui de năpârcă și de viperă. Cine v-a spus vouă că scăpați de osânda care vine? Credeți că dacă v-ați muiat în Iordan și ați rămas la fel de vicleni, voi scăpați de mânia lui Dumnezeu? Degetul lui Dumnezeu a venit la voi, împărăția lui Dumnezeu a venit la voi. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Adică schimbă-te. Aceasta înseamnă lepădarea de sine, schimbare, întoarcerea la un om nou care trăiește după Duhul lui Dumnezeu. Mă întorc la ce am lăsat la Capernaum la final, că tu, Capernaume, până la cer te-ai ridicat și până la ea te-ai coborât. De ce? Pentru că n-ai crezut în cele pe care le-a făcut Hristos în Galileea, în Genizaret, și în toate ținuturile Capernaumului, acolo, în toate satele și cetățile. Și ce spune la final Iisus? Mai ușor va fi Sodomei și Gomorei la judecată acelor cetăți distruse cu foc
decât ție, Capernaume, că dacă s-ar fi făcut în Sodoma și Gomora minunile care s-au făcut în tine de mult, s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. Asta era pocăința Vechiului Testament, să te îmbraci într-o haină aspră și să spui cenușă în cap și să plângi cu capul la pământ. Era un fel de pocăință vechi testamentară, obișnuită, care se folosea în Scripturi. A făcut-o și David când a greșit înaintea lui Dumnezeu și l-a pedepsit și a luat primul prunc și a murit. V-am explicat această lepădare de sine pentru a o înțelege din punctul de unde am plecat. Și am spus așa, ce ți-i scris, în frunte ți-i pus. Acum trebuie înțeles acest ce ți-i scris, în frunte ți-i pus. Dumnezeu care le știe pe toate, dacă căutăm în rugăciunea de la Împărtășanie, găsim scris ceva extraordinar de frumos. Cred că în rugăciunea a șasea, dacă nu a patra, dar în cea lungă. Încă cele nefăcute de mine în cartea ta sunt scrise, Doamne. Deci Dumnezeu știe și câte țigări vei mai fuma, și câte înjurături vei mai trage, și câte femei vei mai botjocori, și câți bani vei cheltui aiurea, și câte vorbe de clacă vei spune, și cât rău vei face. Și totuși, El ne așteaptă, că nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Ei, această prelungire a timpului lui Dumnezeu pe care biserica o spune doar în două vorbe. Răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos să cerem, care este echivalentul cu trezirea conștiinței, adică revenirea în sine, fiul risipitor s-a lepădat de sine și venindu-și în sine a zis, mă voi duce la Tatăl și voi spune, am greșit la cer și înaintea ta. Mișcat de o singură idee. Argații tatălui meu mănâncă pâine și eu pierd de foame. Deci, vedeți, cine sunt argații tatălui meu? Toată omenirea care are acces la Sfintele Taine și vine din drag și se împărtășește, vine cu plăcere la Sfânta Liturghie și primește din potir, nu depune un efort. Efortul este să fii în biserică, efortul este să-L saluți pe Dumnezeu care a venit la liturghie și s-a așezat pe Sfânta Masă, efortul este să ai încredere că El e acolo, efortul este să caști gura și să vii în fața potirului ca să primești hrana cea sfântă și efortul este să simți că ai avut nevoie să-L primești. Deci să ai acea, ce face o fată când iubește un băiat? Dorește să-L întâlnească, da? Să o îmbrățișeze, să o sărute, să o țină de mână, să-i spună o vorbă dulce, să-i spună că o iubește, chiar dacă el pleacă la muncă undeva departe și o lună nu-l mai vede. Ea trăiește sentimentele și dialogul cu el care a durat câteva minute, jumătate de oră, 20 minute, când s-au întâlnit ei. Ei, acel cumul de sentimente întrețin dragostea respectivă sau o face să vorbească cu el printr-un mesaj sau printr-o scrisoare și un an și doi și o lună și patru și cât e nevoie. Ei, așa este și rugăciunea către Dumnezeu. În momentul când tu ai vorbit cu el și ai stat de vorbă și tu ai simțit că poți să te apropii de el și că simți tu nevoia să fii aproape de el și că simți tu nevoia să vină El la tine și să nu te părăsească și să fii tu sigur că e cu tine și ai venit și L-ai mâncat, sentimentul ăla îți dă bucurie până la împărtășania următoare și îți dă nădejde. Orice rău ar prea, a, dar spovedit, sunt împărtășit, nu mă tem. Te-ai îmbolnăvit, a, sunt împărtășit, nu mă tem, Dumnezeu e mare. Deci, aceasta înseamnă preștiința lui Dumnezeu în care Dumnezeu, deși vede tot parcursul vieții noastre, nu intervine. Intervine arare ori. Și când intervine arare ori, cum intervine? Ți s-a stricat mașina în drum. Ți s-a stricat ușa. S-a întâmplat ceva acasă și spui, aoleu, trebuie să mai stau să pierd timpul. Dar tu pierzi timpul. Dar pierzând timpul, de fapt, scapi de o cumpănă. Dumnezeu te ferește de ceva mai rău printr-o ceva mai mic, nesemnificativ. Și în felul acesta, tu îți dai seama că Dumnezeu ți-a purtat de grijă. Și cum spui? Doamne, prin ce era să trec? Bine că m-a ferit Dumnezeu. Ei, acea fereală, chiar dacă în cartea vieții tale era scris să treacă tramvaiul, mi-amintesc un caz, cred că eu vi l-am mai spus odată, este un băiețel foarte credincios care face taximetrie, dar e un băiat de biserică de când îl știu eu. Și a fost cândva pe Copou
o ambuscadă cu tramvaiul și cu vreo 5 taxiuri. Ei, el era acolo în parcare exact unde s-a întâmplat întâmplarea, citea Paraclisul Maicii Domnului, că el mi-a povestit după aceea, și într-o clipă i-a venit o idee să mute taxiul 100 de pași mai la vale, că poate îl văd clienții mai bine. Și la 2 minute după ce el a plecat cu taxiul de acolo citind Paraclisul Maicii Domnului, a avut loc ambuscada și vreo 3-4 taxiuri, toate s-au tamponat, acolo a fost accident, o nenorocire. Și el îmi spune, zice, nici eu n-am putut să-mi explic cum în timp ce citeam Paraclisul mi-a venit acel gând. Mută-te cu 100 de metri mai la vale, că poate te văd clienții mai bine. Ca să vedeți cum Dumnezeu și Îngerul Păzitor te ferește. Și locul ăla a fost ocupat, probabil de un altul care trebuia să pătimească întâmplarea respectivă. Nu că ăla ar fi fost mai păcătos. Ăla avea nevoie de o încercare mai grea ca să-L găsească pe Dumnezeu. Pentru că avem un capitol la Părintele Stăniloae care spune așa. Cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurările grele ale vieții. Dacă ai o boală gravă, un cancer grav, o nenorocire, o pagubă, tot felul de încercări care noi nu le putem explica în cuvinte, dar uneori vin peste noi în mod neașteptat și noi ne luptăm cu ele. Și cine-i tare învinge? Învinge pentru că este și Dumnezeu și Duhul Sfânt. Cel care nu crede în Dumnezeu și în Duhul Sfânt, să știți că foarte greu poate înțelege ce înseamnă o încercare sau un necaz, sau poate cum am mai întâlnit undeva odată un caz, cineva mi-a zis, după o întâmplare foarte grea, zic, ca mare încercare pentru dumneavoastră, simplă coincidență, părinte. Adică și-a explicat-o prin faptul că evenimentele se succed, trebuie să cineva să le trăiască și cu asta basta. Modul de a gândi foarte simplist, dar în același timp de a ascunde și o parte din vanitate, și o parte din slăbiciune, și o parte din frustrare, și o parte din mândrie, de a nu recunoaște că totuși ai fost îngenunchiat, ești zdruncinat, dar în orgoliu și în vanitatea ta trebuie să arăți că ai rămas drept, adică tu ești Zeus. Și acum, după ce spune Mântuitorul lucrul acesta, trece la chintesența Evangheliei, care cu asta și închei. N-am să vă obosesc prea mult, consider eu că cred că am vorbit deja prea mult. Cine vrea să-și scape viața, acela o pierde. Iată ce spune Evanghelia mai departe, după ce ne spune că trebuie să luăm crucea, să urmăm lui Hristos. Ce înseamnă să-ți scapi viața și să o pierzi? Când crezi că ai trăit cel mai bine, că ai mâncat cel mai bine, că te-ai tratat cel mai bine, că ai fost din toate punctele de vedere științific, evaluat, cum stai cu sănătatea, cum stai cu viața, cum stai cu alimentația, cum stai cu hrana, cum stai cu psihicul. Vedeți că avem oameni care stau tot timpul în analize, la psiholog, la se duc și se consiliază și se duc și se relaxează. Unii fac terapie în natură, unii fac terapie la mare, unii fac terapie pe munte, unii fac terapie la cabinet. Fiecare își dorește o umbră de fericire, care fericire, de fapt, o construim cu niște eforturi, dar care pleacă din ce? Din mulțumirea de sine. Dacă te mulțumești cu puțin, ești foarte fericit. Dacă te mulțumești cu mult, sau nu te mulțumești decât cu foarte mult, atunci ai o fericire relativă care se construiește cu mari eforturi. Ai vrut, da, să ai toți prietenii la masă. Înseamnă o cheltuială, înseamnă un lux, înseamnă o pregătire, înseamnă o muzică, înseamnă un meniu, înseamnă acareturi și toate cele care trebuie să le pui să fie la mare înălțime. A trecut ziua aceea și spui așa, băi, a fost extraordinar, dar sunt rupt de oboseală. Deci a fost o fericire cu un mare efort. Ea este necesară, poate la o onomastică, poate în ziua nunții tale, poate în ziua nașterii fiului tău, poate în ziua cumătriei, poate în ziua botezului. Sunt evenimente ale vieții care au sensul și rostul lor de comuniune și comunicare, au rostul lor prietenesc și social între oameni, că așa se fac toate, între oameni și cu oameni, dar adeseori, după proverbul popular care ține tot de preștiința lui Dumnezeu, cum îți așterni așa dormi, întinde-te cât ții plapuma, sau mai este proverbul ăla popular,
nu sări mai sus decât poți să cazi în picioare. Adică încearcă să te limitezi la măsura posibilității tale personale, pentru că și cel care mănâncă pâine cu apă tot om este, și cel care mănâncă 7 feluri de mâncare tot om este, și cel care mănâncă de 10 ori pe zi tot om este, și cel care mănâncă o dată la 2 zile și e sănătos și întreg tot om este. Dar fiecare se simte bine în rândul cetei sale. Cum spune? Dacă suntem în duh, în duh să și umblăm, dacă suntem în trup, umblăm trupește. Și atunci, evident că umblând trupește și efortul este mai mare. De aceea zice că atunci când cineva vrea să-și cruțe viața sau să o scape, să-și o scape, chiar o poate pierde. Brusc. Stresul, un accident. Brusc, un accident cerebral. Brusc, un infart. Brusc, o nenorocire, o pagubă, o scârbă, o ceva. Dar, spune Evanghelia, cel ce vrea să-și piardă viața pentru mine, vedeți ce e interesant, de ce folosește Mântuitorul această expresie, cel ce vrea să-și piardă viața pentru mine? Cine e dispus să stea toată ziua cu ceaslovul în mână? Cine e dispus să stea la biserică duminica când vorba ai, ai un weekend, poți te duci la munte, la mare, în pădure, la picnic, unde te simți bine, la un grătar? Cine e dispus să stea tot timpul să postească în posturi? Cine e dispus tot timpul să citească Noul Testament sau Sfânta Scriptură? Cine vrea? Vedeți, așa începe Evanghelia. Oricine vrea să vină după mine. Dacă nu ești din categoria celui care vrea, evident că nu vei putea să-ți pierzi viața pentru Evanghelie. Neperzându-ți viața pentru Evanghelie, poți să o pierzi în afara lui Dumnezeu. Dar spune așa că cine și-a pierdut viața pentru mine și pentru Evanghelie, acela o va câștiga. Ce fel de viață vom câștiga? Tot în gluma celor care râd de ortodoxi și de creștini. Ai băi, mă, ei cu prostii de astea, adică eu nu m-am săturat bine de trăit aici și acum îmi fac griji de viața viitoare. Asta e treaba lui Dumnezeu, nu mă interesează, voi vedea eu când o fi acolo. Se poate? Când pleci într-o excursie, ce aranjezi? 3 lucruri. Mijlocul de transport, cazarea pentru unde ajungi, da? Mașina cu care mergi, unde vei mânca, unde te vei odihni și unde va fi locația, da? Deci te pornești într-o direcție. Ei, așa este și la această viața noastră. Apostolul Pavel ne spune undeva în epistole următorul lucru. Aveți grijă că noi n-avem cetate stătătoare aici pe pământ, ci cetatea noastră cea veșnică este în ceruri. Și atunci, dacă Mântuitorul a venit și ne-a spus, eu sunt pâinea cea vie care vine din cer, și deodată s-au umflat fariseii, mă iertați că vă țin o leacă, de așa de faină Evanghelia, nu putem scăpa. Și o să o mai audă și alții pe internet, așa că pentru ei mai stați o leacă. Spune Mântuitorul Iisus Hristos, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică în el și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Eu sunt pâinea cea vie care vine din cer. Și fariseii de la vremea aia întreabă, auzi, ce prostii spune asta, auzi, cum să mâncăm noi trupul lui, ce-i asta? Bă, ăsta iurește. Ăsta nu-i fiul Mariei și al lui Iosif Teslarul de la Nazaret, nu știm noi pe tatăl și pe mama sa, cum spune el, m-am coborât din cer. Și Mântuitorul, care știe aceste lucruri, le reproșează, adică îi corectează direct pe față. Nu cârtiți între voi, nimeni nu poate veni la mine de nu-l va trage tatăl care m-a trimis pe mine. Eu sunt ușa oilor, oricine vrea să vină la tatăl, vine prin mine. Deci le explică clar, până nu înțelegeți dogma întrupării și a cuvântului lui Dumnezeu, n-aveți ce vorbi de împărăția lui Dumnezeu. Deci noi vorbim de împărăția lui Dumnezeu în mod utopic. De ce vorbesc și spun lucrul ăsta în mod utopic? Ați putea să mă corectați, Părinte, dar n-am venit la biserică să-mi spui, mă, tac, eu nu cred în împărăția lui Dumnezeu. Ba crez, dar crez în mod relativ. Și am să vă spun de ce spun lucrul ăsta. Spune unui om, bă, dacă ai ști că te mântuiești în clipa asta, vrei să mori, să mergi în rai?
E, părinte, dar și mai stau leacă, să-mi mărit fata, să-mi văd nepoță mari, să-mi termin casa, să mă bucur și eu un pic de viață, dar e frumos și pe pământ. Evident că așa este. De ce? Pentru că noi suntem trupești și raționali și ne bucurăm de ceea ce înseamnă raiul pământesc. Pentru că ce se întâmplă? Iadul pământesc tot noi îl creăm. Și dacă vreți o formă simplă de, dacă vreți o formă simplă de iad pământesc, vă dau eu. Crești copilul, dai la jandarmi, ăla se face jandarm și bate pe tatuș pe măsa. Ca așa să dă ordin de la guvern. Deci iată o formă drăcească de viață de iad. Acum să luăm forma duhovnicească a vieții. Crești un copil și ajunge medic, ajunge inginer, ajunge constructor, ajunge arhitect, ajunge ceva util în societate și faci un bine omenirii și te mândrești. E băiatul meu, eu l-am crescut, eu l-am educat. Ei, vedeți, lucrul ăsta te face să înțelegi că atunci când faci ceva care este în sprijinul celui de-aproape, nu e o greșeală. Și atunci nu-ți pierzi viața, o câștigi pentru Dumnezeu. Cu cât dai viață la un om, câștigi tu o viață, cu cât faci bine la un om, câștigi tu o viață, cu cât ajuți un om, sprijini o viață, cu cât sprijini un necaz al cuiva, ție-ți-i cunună. De aceea Mântuitorul spune, numai cine pierde viața pentru mine și Evanghelia mea, acela o va câștiga. Și intră în a doua parte a Evangheliei și pune punctul exact pe ce am vorbit eu când am început Evanghelia. Ce-i folosește omului dacă a câștigat lumea întreagă, iar sufletul și-l pierde? Vedeți? Să spunem că pe 10 hectare ai numai domenii, palat după palat, bani după bani, slugi după slugi, șeval de aștia, cum se cheamă, valeți care te plimbă, îți face, totuși tu ești numai ca un rege. Dar în clipa în care ai murit, alea ce-ți folosesc, alea rămân jos, nu merg sus. Asta este greșeala pe care noi trebuie să o descoperim în lumea aceasta. Să nu punem în balanță valoarea sufletului cu valoarea materială. Banul e cu treaba lui, haina frumoasă e cu treaba ei, casa frumoasă e cu treaba ei, mașina luxoasă e cu treaba ei. Că mereu aud pe câte unul că spune, o, uite cu tare ce mașină are. Băi, frate, ea nu ține nici de foame, nici de sete, nici de sănătate. Dacă n-ai sănătate, poți să ai 2000 de cai putere. Dacă n-ai sănătate, poți să fii avion. Dacă n-ai sănătate, poți să fii elicopter. Dacă n-ai sănătate, poți să fii rachetă. Tu tot mori. În momentul când ești sănătos și le poți face pe toate, atunci și acelea au un sens rațional al vieții. Vrei tu să mergi ca satelitul. Du-te, bă, cu satelitul și cu asta, basta. Dar avem două proverbe. Unul spune, cine se scoală dimineață departe ajunge, dar arată că merge. Și o să întrebați de ce v-am spus proverbul ăsta. Îngerul ne numără pașii la fiecare faptă bună. Și când ai dus o mâncare unui bolnav, și când ai dat apă unui însetat, și când ai grijit de un neputincios, și când ai ajutat un bătrân, și când ai avut grijă de socru tu, și de soacră ta, și de mamă ta, și de tată tu, câți părinți nu zac uitați de copii, că-ți duci în lumea lor să câștige pâine și poate ei bătrâni stau acasă și mamă, ți-am trimis 200 de euro, descurcă-te. Îți bun și banii, dar dragostea e mai mare decât banii. Pentru că atunci când tu ești îngrijit și simți că cei pentru care ai muncit te apreciază, sănătatea vine de la sine. În momentul când ești abandonat și ai o căruță de medicamente, punga lângă tine și copiii duși la capul lumii, iei medicamentele alea, dar tot cu lehamitele ei, că închizi ușa singur, o deschizi singur, vorbești singur, te culci singur, mănânci singur, te uiți singur. Ei, și atunci noi avem nevoie, prin construcția noastră, de comunicare. De aceea Mântuitorul ne-a spus, iubiți-vă unii pe alții, cu dragostea cu care v-am iubit eu pe voi. Care a fost dragostea lui Dumnezeu față de noi? Deși poporul l-a răstihnit, l-a bătut, l-a biciuit, i-a pus coroană de spini, l-a maltratat și l-a pus să mai și care crucea în spate la Golgota, el i-a iertat. Iartă-i, tată, că ăștia nu știu ce fac. Păi dacă atunci, la vremea respectivă, nu știa lumea ce face, acum după 2000 de ani de creștinism, când această faptă de mântuire s-a învechit și noi doar citim în ea din cărți, cu cât mai mult nu ne interesează persoana lui Dumnezeu. Sau cum spune, băi, mă lași cu Dumnezeu, gata, m-am săturat, eu de povești de astea nu ascult. Am depășit, sunt la alt nivel de gândire. Astea sunt pentru evul mediu. Dar întâmplarea face că împărăția lui Dumnezeu nu ține de evul mediu, ține de veșnicie.
Deci, ce ar putea, întrebarea pentru acasă, să dea omul în schimb pentru sufletul său? Nimic. În clipa când am ajuns înaintea lui Dumnezeu, dacă nu avem nimic în balanța faptelor bune, șansa este cea mai slabă ca noi să vedem mântuirea. Și aici am două chestii frumoase, care am zis că vi le spun ușoare ca să nu vă obosesc. Era o femeie credincioasă și făcea milostenie fără să știe soțul. Și cum erau ei odată în grădină și lucrau, bărbatul era cu ea și cineva printre gard a cerut ceva din grădină. Dă-și mie o ceapă sau un ardeal sau o roșie. Și el, supărat, a luat un castravete de ăsta mai îmbătrânit așa și a dat lui ăla în cap. Pleacă, bă, de aici, că n-am nimic de dat. Dacă îți trebuie, du-te și muncește. Și el a zis, bă, dar proste, și a plecat cu castravetele respectiv. Acum s-a întâmplat să vină vremea să moară respectivul om. Și când s-a dus la Dumnezeu, i-a spus soție, eu când mor, mie să-mi pui în buzunar, la costumul cu care am murit, două bilete de cec cu banii care avem noi în casă, să vadă Dumnezeu cât m-am ostenit pentru lumea aceasta. Și când a ajuns acolo la judecată și a întrebat ce fapte bune ai făcut, el a băgat mâinile în buzunar să scoată biletele. Pe bilete nu scria nimic, că banii rămân pe pământ, Dumnezeu nu lucrează cu cardul. Ca să duci banii în împărăția lui Dumnezeu, spune invers Evanghelia. Faceți comori în cer unde nu fură furul, molea, rugina, hoțul și dușmanul, adică criminalul, ucigașul, cel ce sparge. Adică, fă o faptă bună. Dacă ai dat o pâine proaspătă aici, ea va fi proaspătă în cer când mergi la judecată. Ai dat o sarmală caldă aici, o găsești caldă la judecată. Ai dat un pahar de apă rece unui însetat, îl găsești rece la judecată. Deci, așa se transferă bogăția în cer. Cât e puțin, nu cu grămada. Și, la un moment dat, Dumnezeu spune, totuși acest suflet parcă n-ar fi de aruncat în iad, pentru că a avut o femeie credincioasă. Și zice, în cartea vieții ei scrie o căruță de fapte bune. Și el a spus, cum adică femeia mea a făcut fapte bune și nu mi-a spus mie? Adică, de ce a fost egoistă? Cum eu nu trebuia să știu că ea face fapte bune? Că poate le făceam și eu. Și îngerul lui păzitor îi spune, nu e adevărat, când erați în grădină și a cerut săracul printre gard, tu i-ai aruncat castravetele în cap să plece, că ea vroia să-i dea, dar nu putea de rău tău. Nu e adevărat. Și atunci Dumnezeu îi spune așa, pune totuși castravetele ăla pe talgerul cântarului să vedem cât valorează înaintea lui Dumnezeu. Flămândul ăla care a primit castravetele în cap era atât de obosit și de lehămetuit și de slăbit de putere că el n-a mai ținut cont că a luat cu castravetele în cap și până la terminat de mâncat tot a spus, bă, dar prostii să fie de sănătatea lor și de mântuirea lor, de sănătatea lor și de mântuirea lor. Și când l-a pus acel castravete pe cântar, păcatele au rămas foarte ușoare. Și dracii s-au iritat, au spus, dar cum adică? Noi o viață întreagă l-am ținut în ghiare și acum tu cu un castravete vrei să-l mântuiești. Și a spus Dumnezeu, citește ce scrie pe fiecare gură de castravete care a fost mâncat de sărac. Să fie de sănătatea și de mântuirea lor, de sănătatea și de mântuirea lor. Și aceste cuvinte spuse din inimă de cel obosit și flămând, au făcut ca acesta să-și poată câștiga mântuirea prin femeia credincioasă, că bărbatul credincios mântuiește pe femeia păcătoasă și femeia credincioasă pe bărbatul păcătos, de aia sunt doi la cununie și să fac unul. Și în felul acesta, prin faptele soției, care era parte din trupul lui și prin bunăvoința lui Dumnezeu, a putut să câștige în acest fel lucrarea lui de mântuire. Și cea de-a doua, tot v-am spus-o încă o dată, pentru că ține tot de bogat, un bogat din ăsta care a avut un semn de la Dumnezeu și în clipa aia s-a gândit că ce să-i dea el lui Dumnezeu să-l facă să Dumnezeu să rămână impresionat. Și-a vândut o parte din averile lui, milioanele de dolari care le avea, și-a făcut-o așa o placă imensă de aur, a scris cu noi este Dumnezeu, și s-a dus și-a donat-o la o biserică. Preotul a pus-o acolo undeva în altar, n-a, mă rog, era orice să facă cu ea. Dacă era scris cu noi este Dumnezeu, las-o acolo, că era donată de el la biserică. Și când moare el și ajunge la judecată, așa foarte îngânfat cumva la porțile raiului acolo și apare Sfântul Petru, ăsta necioplit din fire, om simplu de la țară, pescar, ei, ce-i cu tine pe aici?
Păi zice, eu sunt bogatul cu tare de pe pământ, zice, eu am donat lui Dumnezeu o placă de aur, lasă-mă prostiile, aici nu umbla cu din astea. Tu spune pentru ce ai venit aici. Nu știu de ce am venit, aici m-am trezit. Și apare Dumnezeu, zice, ce-i suflete cu tine? Doamne, eu sunt bogatul cu tare care era să moară în accidentul de mașină și m-ai salvat. Eu am donat la biserică cu tare o placă de aur din banii mei și am scris numele tău pe ea. Nici o problemă, zice. Aș vrea să te întreb un lucru. Vrei să mergem să ne plimbăm prin grădina Raiului? Și a zis, da, Doamne, cum să nu? Mai ales că e prin Rai. Și a zis, bine, dar trebuie să-ți spun ceva și să nu te superi. Din întâmplare, azi în Rai este ceață. N-ai să poți să vezi prea multe. Cel mai mult îți dau sfatul să mergi atent cu grijă, să te uiți la picioare pe unde calci, să nu te împiedici să te lovești. Asta a fost una din strategiile lui Dumnezeu de a-i arăta bogatului că ceea ce îi se pare lui interesant, la Dumnezeu nu e interesant. Și tocmai aici e interesantă istorioara. Cum deschide Dumnezeu grădina Raiului? Bogatul vede că poarta e toată făcută din aur. Și când merge prin Rai, printre grădinile acelea, toate pavelele erau din aur. Și a zis, cum, Doamne, lumea moare de foame și tu ai pavat Raiul cu aur? De ce nu l-ai dat pe pământ să îmbogățească lumea și să trăiască bine? Păi zice, bogatule, știu că ești om cu inimă bună, n-am ceva cu tine anume. Dar noi, în Împărăția Lui Dumnezeu, punem mai mult accent pe suflet, nu pe aur. Noi aurul folosim în loc de pavele pentru că e cel mai nenorocit metal care a făcut lumea să omoare între ei, să se bată între ei, să se înșele între ei, să-și facă rău, să se ucide, să distrugă, să ducă războaie, să ducă crime, să ducă nenorociri. Oare la voi pe pământ, când se instaurau domnii și popoarele mai puternice le chinuiau pe cele slabe, ce doreau? Tribut în aur, în argint, în pietre scumpe? Noi cu astea pavăm pe jos, la noi nu valorează. Și a zis, dar știi, Doamne, și eu am donat din banii mei pentru tine o placă de aur. Păi zice, mergi și tu prin toată grădina asta Raiului și unde o găsești să mi-o arăți. Și a umblat el cu Dumnezeu toată grădina Raiului și n-a mai găsit-o. Și când a ieșit, înapoi din grădină și-a închis poarta, undeva în gardul Raiului, vede un cuișor așa pătrat, cum sunt caielele la, când bați la cal, să nu sară din potcoavă, are capul ăla pătrat. Și vede acolo, așa ca un cap micuț de cui, și scrie, cu noi este Dumnezeu. Și că, Doamne, uite, cam așa am scris și eu pe placa mea de aur. Aia e placa ta de aur. Cum, Doamne, un singur cui în tot gardul Raiului? S-a mai spus încă o dată. În Rai contează sufletul și nu aurul. Deci dacă vrei să vii în Rai și să fii bogat, dăruiește-ți sufletul lui Dumnezeu. De aceea spune Mântuitorul Iisus Hristos, așa se încheie Evanghelia, cel ce va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelia mea și Fiul omului va pune cuvânt înaintea Tatălui pentru el. Dar cel ce se va rușina în neamul acesta păcătos de mine, de cuvintele mele și de Evanghelia mea, și Fiul omului se va rușina când va fi în slava Tatălui cu Sfinții Îngeri. Deci în momentul când ție nu ți-i rușine pe pământ, să spui că ești ortodox, că îți faci cruce, că te închini, că te rogi, că postești, că întâlnesc foarte des cazuri. Părinte, dar să le spune la prieteni că noi mergem la biserică? Dacă vrei, spune-le, dacă nu, care-i treaba? Părinte, dar n-am vrea să știe că postim, n-am vrea să știe că ne rugăm, ca să nu ne considere un pic retrograz, că ei nu prea, prietenii noștri nu sunt cu biserica. Dar de ce trebuie să te rușinezi de Hristos? De ce trebuie să-ți fie rușine de prietenul tău care poate să meargă în mormânt înaintea ta sau după tine și întâlnirea cu Hristos e particulară, nu mai are treabă cu restul lucrurilor? Păi da, dar am zis că nu dă bine la imagine. Cât vom căuta la imaginea aceasta exterioară, care oricum putrezește și dispare, aveți fotografiile bunicilor în casă, ale fraților, ale unchilor, ale rudelor. Vedeți, vă uitați la ele cu anumită simpatie, cu un anumit sentiment frumos. De ce? Pentru că i-ați prețuit.
Dar du-te undeva și vezi o fotografie veche aruncată a cuiva care nu știi cine. A, o poză veche, o pui într-un tomberon și o arunci. Ei, așa face și Dumnezeu cu sufletele noastre. Când noi ne-am trimis sufletul înainte în rai prin fapte bune, el deja e scris în cartea vieții. Tu când intri, te întâmpină. Un bogat și un sărac îmblau la biserică și cu asta am încheiat. Bogatul ducea tot timpul bani și dădea la preot și era văzut bine. Așa era părerea lui. Țărănușul, omul, agricultorul, ducea o brânză, o piele de oaie, un caș, ce avea el la gospodărie. Și când a murit ăsta prima dată oierul, a ajuns în rai, când a ajuns la poarta raiului, Dumnezeu ta i-a spus lui Sfântul Petru, pe ăsta bagă-l în rai, că-i plin de fapte bune. Am găsit în cartea vieții lui numai milostenie. Lasă-l să intre în rai. Și a deschis o plasă de gard și l-a băgat în rai. Ăla a rămas foarte profund surprins cum așa să intre în rai atât de ușor, fără nicio bătaie de cap, că el citise prin vămile văzduhului, prin vețile sfinților, că trebuie să vezi raiul, dracii, iadul, să se cântărească păcatele. Da, dacă așa a fost să fie. Și cum stătea el în rai, că acolo timpul trece mult mai repede ca la noi, într-o zi vede mare pregătire și sărbătoare. Și în grădina raiului, îngerii scuturau aripile să strălucească, trâmbițele de aur, norișori, covoare din nor roșii, tron de aur bătut în pietre scumpe, porți de diamant. Și a zis, bă, cred că e un hram ceva aici în rai, s-a gândit creștinul nostru. Și cum e românul curios din fire, copac după copac a ajuns chiar la poartă, să vadă cine o să intre pe poartă. Cine putea să intre pe poartă? Când au început să intre trâmbițele, a intrat Dumnezeu într-o lumină orbitoare încât a trebuit să închidă ochii. Și când Dumnezeu s-a așezat pe tron, toți îngerii cu capetele plecate și cu aripile, așa, cum spune că cu două aripi își acoperă fețele, cu două zboară și cu două își acoperă picioarele și cântă Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, pline cerul și pământul de mărirea ta. El, curios să vadă cum arată Dumnezeu, că așa e românul nostru dintotdeauna, a deschis un pic geana și când a deschis geana a rămas blocat. Cine intra în rai? Bogatul, pe un catafalc de mătase, purpurie, vișinie, purtat de șase îngeri, așa pe un suport special, îi ducea sufletul la tronul lui Dumnezeu. Odată i s-a întunecat în fața ochilor și a zis, e clar, precum în cer, așa și pe pământ. E clar, ești bogat pe pământ, ești bogat și în cer. E clar, ești sărac pe pământ, ești sărac și în cer. E clar, ai pile și relații pe pământ, ai și în cer, dacă nu ești nimeni. Și apare Dumnezeu lângă el. De ce ești supărat, suflete? Ce se întâmplă? Nu, Doamne, nu supărat. Ei, cum nu ești supărat? Spune-mi ce te frământă, ce te-ai tulburat așa? Păi, Doamne, dar pe pământ mai este dreptate sau în cer? Este. Eu nu mint niciodată. Ce am scris în Evanghelie, ce am împlinesc, da? Păi eu când am intrat în rai, de ce m-ai băgat așa ca pe oaie la stână, printr-o plasă de gard? Păi erai curat, n-aveam de ce să te judec, normal că ți-am dat drumul în rai. Păi da, da, uite, astăzi am văzut, lasă astăzi, care e problema ta? E vreun loc în rai unde ți-am spus că n-ai voie, nu te poți atinge, nu poți merge, nu poți pune mâna, nu poți pipăi, ești interzis? Nu. Și atunci? Nu, Doamne, mie să-mi spui clar. De ce pe ăsta l-ai adus cu atâta fală? Pentru că avea magazin și bani și era bogat? N-aș vrea să te jicnesc. Dar dacă vrei un adevăr, ți-l spun. Calici mântuiesc cu miile. Dar bogați n-am avut de 100 de ani unul în grădina raiului. Amin.